lucrurile mărunte sunt cele care fac ca dragostea să reziste. E ceva deosebit să surprinzi persoana dragă în cel mai neobișnuit mod, transmițându-i cele mai frumoase și sincere sentimente, arătându-i astfel încât cât de mult o prețuiești și o iubești. Doamna Lina, eu mă numesc Victor, sunt la companie surpriză de la cei dragi. Veniți astăzi, vă fac seara mai deosebită, mai specială și din neuitat. Am o surpriză. De la ce vine surpriza? N-am idee. N-aveți idee. Bine, eu am idee. Nu știți autorul. Parcurs vedeți. Țineți acest buchet de flori, să fiți așa frumos ca florile toamnei. La orice masă de sărbătoare, o șampanie. Mulțumesc. Iar copiii iau o tortă. Multe dulce. Mulțumesc. Și am mesajul de felicitare care veți afla de la cine vine. Surpriza. De ziua ta, scumpa mea soție, am luat câte puțin din cele 7 culori ale curcubeului și am desenat cu ele această felicitare dedicată în frumoasa zi de nașterea ta. Cu roșu am pictat dragostea enormă ce ți-o port și care va trăi și peste ani și ani numai pentru tine, fiindcă ești cea mai minunată și deosebită soție. Cu orange am conturat aura ta pozitivă și senină care ne înfrumusețează viețile la toți și ne dai un sens aparte de a trăi. Cu galben am pictat zâmbetul tău, fiindcă este furat din soare, căci numai acolo puteai lua atâta căldură și perfecțiune în el. Verdele i-am pus în inima ta, de acolo înflorește totul și ai redat viața scumpilor noștri copii. Albastru e vocea ta, fiindcă e curată și cristalină, ca apa din izvor, pură și dătătoare de viață. Indigo e privirea ta, magnifică și misterioasă, cu ea mai cucerit. Iar violetul l-am ales pentru patronul tău, ca cel al viorelilor de primăvară, care nu se compară nimic la fel cum ești tu. Unică și deosebită, la mulți ani, draga mea soție, și fii ca acești mulți ani să fii cu sănătate, fericire, dragoste și pace sufletească. Vă cuprim cu dor nespus și dragoste neorginită, al vostru soț și tătic Lilian. La mulți ani! Mulțumesc mult! Mulțumesc tare, doamne! Fii sănătoasă! Mulțumesc! Stai prin intermediul nostru, ce poți spune soțului pentru această surpriză? Doamne, nu știu, nu m-am așteptat. Mulțumesc, nu știi ce să-i spui. Grăiești, mulțumesc pentru... Da. Nu știu. Pentru surprize? Nu m-am așteptat la așa ceva. Tot normal, da. Mulțumesc în suflet și mulțumesc că mi-este alături și mi-a dorit doi copii frumoși. Suntem împreună și îl iubesc foarte mult. Mulțumesc. Bravo! Dar acum mai avem ceva să punem la încercare, să vedem cât de pistea sunt eu dumneavoastră. Pistea, să... Mă lipi, merge cu oară. Fericire și dragoste din partea lui Șino și a copiilor, ales de un fătel mare și următorul ia câtele. Bogdan! Ce mi-ai dorit, mama mică? Multă, multă sănătate, fericire, bucurie și multe, multe împliniri. Mulțumesc, da, mulțumesc. Sincer, mulțumesc la mai mare. Doresc sănătate, fericire, înțelegere în familie, bucurie de la copii, de la tot. Doamne, așa și până la bătrânețe. La mulți ani! Thank you.
Combinând frumosul cu utilul, putem să-ți spunem că ai găsit soluția perfectă pentru a transmite fericire și cele mai bune gânduri oamenilor dragi din viața dumneavoastră. Fiți diferiți și oferiți-le o senzație perfectă și caldă ce va impresiona și va produce efectul de surpriză cu ajutorul surprizei de la cei dragi.